felicitate din instanță. Sunt unele care sunt total sunt contradicte cu legea, iar judecătorii nu sunt trași la răspundere niciodată. Adică, mi se pare corect, atâta timp cât omul de rând răspunde pentru ceea ce face în contradicție cu legea, de la fel să se întâmple și cu contrarul și cu judecătorul. Cât despre politică, nu fac politică, pentru că nu-mi permite, permite să fac politică, votez un punct, am fost la vot, am votat, într-adevăr, de pe listele electorale, pentru că totul se votează în momentul de față pe liste electorale, și nu persoana, nu persoana care se reprezinte ceva, ci o listă, pusă la putere un partid, și știm bine cum apartă listele electorale, în clasament, în top, prin care ajung să ocupe funcții, acolo ajung cu bani. Deci noi votăm niște oameni care au bani. Nu mai votăm oamenii care au naționalism în sânge. Și de asta nu fac nimic în țară. Crezi tu că naționaliștii ar face mai mult? Să facă ceva pentru Nu pot să dau numele partidului. De ce să nu poți să dau numele partidului?